Salutare, prieteni! Mă numesc Petru Aramă, sunt cititor de echipuri și astăzi vom vorbi despre pleoapa inferioară, pleoapa de jos, atunci când este rotungită sau dreaptă. Atunci când pleoapa de jos, pleoapa inferioară, este rotungită, asta este o persoană care este predispusă de a vorbi despre persoana proprie, da? Să ne imaginăm că ești la o întâlnire cu o persoană și are pleoapa de jos rotungită. Asta ar însemna că persoana este predispusă atunci când este întrebată să vorbească ce face, cum face, chestii de a răspunde la întrebări personale, poate chiar și intime. Sunt persoanele cu care foarte ușor poți intra în contact și nu neapărat vor ține o barieră, spunem așa, acea barieră socială care noi de obicei suntem învățați să o avem, da? Dacă ești în cadrul unui eveniment și persoana are pleoapa de jos rotungită, atunci la fel, aceste persoane sunt cele care cu ele ușor vei intra în interacțiune sau comunicare, vei deschide anumite teme, ei vor fi predispuși să vorbească despre aceste teme, chiar dacă sunt teme personale sau intime. Ok, aici am înțeles. Este atunci când pleoapa de jos sau inferioară este dreaptă, aici este cumva opusă, aceste persoane vor vorbi mai distant, vor avea bariera asta socială mai puternică, să spunem așa. Aceste persoane vor avea foarte puțin prieteni și adeseori cei cu pleoapa de jos dreaptă au câțiva prieteni, maxim 2-3, da? Și încă cel mai important că acestea sunt adeseori din copilărie. Persoanele cu pleoapa inferioară dreaptă sunt cele care mai bine să nu intre în zona lor de confort, să nu le dai întrebări personale sau poate chiar și intime, pentru că în primul rând pentru ele va fi chestia asta un moment incomod. Și în al doilea rând, nu vei obține un răspuns concret și exact. Normal că se face un lanț, se analizează tot chipul în totalitate, se face un lanț de la 3 trăsături în sus. Scrie în comentarii cum la tine este pleoapa inferioară, dacă este mai rotungită, mai dreaptă sau poate medie. Și voi încerca să răspund la întrebările voastre în comentariu. Și apropo, mulțumesc celor la care mă susțineți și sunteți activi aici pe YouTube și scrieți comentariu, like-uri și tot așa mai departe. Vă mulțumesc! Cam atât este pe astăzi. Dacă vrei să înveți și tu să citești pe echipuri, să citești oamenii ca pe o carte deschisă, cu drag te învăț și pe tine să citești oamenii, pentru că de a citi oamenii pe chipuri ăsta este unul dintre cele mai efective instrumente care nu necesită permisiunea celuilalt, dar tu poți să uiți la un om și să-l citești. Fie că ești în transport public, în rând la magazin sau pe rețele de socializare. Deci, din minimul informație, adică fața omului, poți deja crea un portret psihologic să știi cu cine stai de vorbă. Și doi, fac consultații și ședințe de citire echipului. Dacă vrei să te cunoști pe tine, să te descoperi din mai multe perspective, cu drag facem programare și facem o citire a echipului. Poate și mai multe, cine știe. Cam atât pe astăzi, îți doresc o zi frumoasă în continuare.